și-au textit bagajele cu țigări și au pornit la drum. Doi pasageri ai cursei de avion Chișinău-Londra, dar și șoferul unui autocar de pe ruta Chișinău-Cluj-Napoca au fost amendați pentru că au uitat să le spună vameșilor că au țigări în bagaje. Doar că vameșii, ajutați de patruped, au dat de produsele din tutun chiar în momentul când suspecții voiau să treacă vama. În ultimele două zile, vameșii au reținut peste 37.000 de țigări nedeclarate. Primul caz s-a întâmplat la vama Leușeni în data de 22 iunie, după ce câinele de serviciu a semnalat prezența unor produse suspecte în aripa din spate a unui autocar de pe ruta Chișinău-Cluj-Napoca. În urma demontării ascunzișului au fost depistate peste 23.000 de țigări. Atât produsele din tutun, cât și autocarul au fost reținute pentru continuarea cercetărilor, iar șoferul urmează să achite și o amendă de până la 4.500 de lei. Alte două rețineri au fost înregistrate pe aeroportul din capitală în data de 23 iunie. În ambele cazuri, țigările au fost depistate în timpul scanării bagajelor pasagerilor care urmau să zboare spre Londra. Astfel, în cadrul verificărilor, inspectorii vamale au depistat 3.600 și respectiv 10.400 de țigări nedeclarate. Produsele din tutun au fost reținute, iar pasagerii care le-au tăinuit de la controlul vamal au fost amendați cu câte 3.250 de lei.